Descoperire din 10 octombrie 2022. Un sol din înălțime a sunat din trâmbițe în dreptul României și a spus: pocăință! Cine uită de Dumnezeu, îl voi uita și eu în ceasul încercării care vine peste lumea întreagă și urmează România. Viu este Domnul! Am să dau România pe mâna dușmanului, pe mâna celui ce contropește și este fără milă. El nu se uită la un bătrân neputincios, nu se uită la un copil neînțercat, nu se uită la femeia însărcinată, ci calcă de-a valma fără să îi pese. Cine se teme de Domnul? Cine va chema numele Domnului cu pocăință, cu smerenie, cu frică? Iată, vine și nu se oprește. Puhoaie de oameni cu limbi diferite, lacom să cuprindă cât mai mult pământ și să aparțină de românism este un dezavantaj. Ascunde-te, poporule, în mine, până trece mânia, până trece vijelia peste sufletele și trupurile voastre, viu este Domnul. Să se ascundă cel neprihănit și cel drept la umbra celui prea înalt, căci nu Iaoania va continua să bată până când poporul acesta se va smeri și va chema numele Domnului, cum chema Israel în robie și își aducea aminte că eu sunt Dumnezeu și nu este nimeni altul ca mine. Cel ce are să nu se laude că are, cel ce nu are să se hrănească, să strângă, să pună unde nu este mucegai și să țină strâns ca cel ce este în pustie și așteaptă mană. Viu este Domnul! Nu chemați mijlocitori și nu strângeți pe cei ce postesc, căci nu iau aminte. Cum își va jeli mama că nu mai sunt copiii ei? Cum își va jeli copiii că nu mai au părinți? La fel cum eu am chemat și nimeni nu a răspuns, ci a continuat viața ca și un popor fără Dumnezeu. Și vor simți ce înseamnă să nu ai Dumnezeu. Cât despre cei ce au strigat la mine să facă cum i-am sfătuit, înainte să vină necazul și îi voi păzi. Viu este Domnul. Amin.